Poate mai devreme decizional, dar va fi din nou prezent, pentru că toate aceste prezentări eu și de iluminat, care sunt deosebit de interesante și cred că interpretarea este deosebită. Vedeam momentul în care iluminat scrisoarea citată din Vinul Pilat se potrivește cu versul de Vinul Pilat, și anume urmăm cărarea noastră în liniștea mai mare. Acei ce lăsară doar dorul vor îl pierd. Mai bună la o oară cu noi în înserare sau dăresc pe jurul ochiul înțelept. Această suprapunere de identități, cred eu, este sintetizată și în aceste versuri. Urmează actrița Lidia Andone, care ne va citi din volumul Pilat, Sufletul nu cunoaște distanță. Eram așezat pe pat, cu ochii deschiși, evident, căci era cu trează și era zi. Și deodată, nu am mai fost în acea cameră. Eram de picioare unui scărâneț care urca spre cer. Treptele de jos erau lungi și largi și scara se mișca în perspectivă. Sus, până se pierdea într-un fel de ceață a înălțimii, în care de altfel ea continua, dar eu nu mai puteam distinge bine treptele. Iar pe fiecare treaptă, în stânga și în dreapta, extremității fiecărui drepte erau drepte, câte două ființe. Pe primele drepte le apăreau ca siluete înalte și negre, dar pe fiecare dreaptă ce mânca mai sus, siluetele lor se luminau și deveneau din ce în ce mai transparente, mai eterice și mai mici, căci depărtarea, cu cât erau mai sus spre cer, le micșora. Și totuși, impresia ce aveam era că acele ființe de pe dreptele din ce în ce mai ridicate spre cer erau mari, în ciuda mișorilor, în perspectiva repartării. Și că înăuntru lor, cu cât erau mai sus pe trepte, cu atât iradiau o lumină mai puternică, ce pornea dinăuntru lor și se răspândea până afară, în jurul lor, ca și cum ar fi fost înconjurate de raze, ale căror centre ei înșiși au fost. Apoi, m-am uitat la picioarele acelei scârbiașe și acolo, în fața primei trepte, pe jos chiar, era Sicriul Rudinu. Dar Sicriul Rudinu făcea față primei trepte și nu era de-a lungul ei, iar eu mă aflam la capătul lui Rudinu, acolo, în dosul Sicriului, privind la Dinu și la trepte, și la siluetele ființelor ce străjuiau fiecare din acele nenumărate trepte. Aveam un mult trandafiri roșii și am aruncat acei trandafiri peste și dincolo de Sicriu, către ființele de pe trepte. Dar în loc să pornească trandafiri din mâini, s-au transformat în păsări care au început să zboare în stânga și în dreapta treptelor, fiecare pasăre la fiecare străjuitor. Și m-am uitat la Dinu, la căpăturii care era, iar tot mâncat era, tot mișcat. Dar asistam, deodată, trăznită de minunăție, cum păsările mele nu de la mine vorbeau, ci din ei. Erau albe păsările și zburau din ei în stoli și se împărțeau în stânga și în dreapta scării și zburau din ființă în ființă din ce în ce mai sus. Și cum zburau așa, deodată nu mai fost păsări, ci plăbuie o extraordinară lumină, din ce în ce mai luminoasă. Cu cât zburau mai sus, deasupra dreptelor și deasupra făpturilor ce deveniseră și eterice, și luminoase, și neasemuite cu nimic lumesc, cunoscut sau vreodată perceput pe mine. Și atunci, deodată mă fugeră gândul. Doamne, eu asist acum la urcarea sufletului Spiritului Tine, pe dreptele unor înălțimi din ce în ce mai ridicate. Și am urmărit fluturările acelea de iradia
simetric și pierzându-se în ceața luminoasă, străvezie, ramificată unei înălțimi ce părea infinită, cât știam că treptele continuau mai sus, mai sus, deși ochii mei împlinise orice contur. Scrisoarea către Monica Vilar, 14 decembrie 1975.